Ineu Dănuț, un punct. Mai are nevoie FCSB-ul să ia titlul, dar ceea ce interesează și este foarte special în acest moment este această luptă pentru locul 2, care s-a redimensionat după victoria de aseară a CFR-ului la Universitatea Craiova. Cum vezi tu această luptă după acest 0-1 de aseară cu Farul 35, vedem și pe ecran, Craiova 34, CFR Cluj 34, Rapidul ceva mai departe 29, singura, ultima șansă a Rapidului, aș putea spune, măcar matematic, este victorie luni cu Craiova și, bineînțeles, aștepte alte rezultate, ce se întâmplă în CFR cu Sepsi duminică, ce se întâmplă în FCSB cu Farul sâmbătă seara. Da, eu, dacă vă aduceți aminte, prin septembrie, așa, am spus că FCSB o să ia campionatul anul ăsta. Eu cred că deja campionul trebuie să mai aștepte celelalte patru etape, fiindcă se vor încurca între ele celelalte și, care se bat pentru locul. Săptămâna trecută ai spus că și dacă n-ar mai câștiga niciun meci, crezi că vor fi campioni? Da, fiindcă... Joacă celelalte între ele și se încurcă... Da, se încurcă între ele. Surpriza plăcută, da, trebuie să recunoaștem că e Hagi cu Farul, care nu prea i-a băgat nimeni în seamă și ușor, ușor, uite că au ajuns acolo pe locul 2 și cred că și vor rămâne acolo, fiindcă în ultimele 2-3 meciuri Farul a jucat chiar foarte bine. Copiii aia pe undeva poate n-au mai avut presiunea pe care o au avut-o înainte și Gica a reușit să facă jocul Farului, cel care l-a avut acum anul asta trecut când au luat campionat. Am văzut jocul de campion. Farul vine la București sâmbătă, apoi are acasă cu Sepsi, acasă cu Craiova și termină la CFR. Cred că ăsta e programul Farului. Program greu. Oricum trebuie să recunoaște că avem și un campionat cu foarte multe surprize. Care ar fi surpriza? Păi, una dintre surprizele neplăcute este locul 5 al Rapidului. Jocurile pe care și rezultatul pe care l-au făcut de-a lungul timpului. Rapid bate 4-1 sau 4-0 pe FCSB și n-am mai reușit să scrie un punct. Da. CFR-ul la fel. CFR-ul chiar vorbeam cu voi și spuneam și la Andrei ca un roller coaster în acest play-off. Eu n-am mai pomenit așa ceva. CFR-ul chiar pierde 4-0 a arătat la că a avut o problemă. Trebuie să recunoaște că nu poți să joci două meciuri, cel de ieri sus, și cel cu Rapidul la... și după aia să te bată Corvinul 4-0. Sau... Nu, da. Pierd la Corvinul 4, apoi mergi și dau 4 în Giulești. Le dă 5 Farul, după aia mergi și bat la Crăva. Ce e, da, da, e discrepanța asta care, nu știu, chiar dacă Dan Petrescu stă în spate și înțeleg că, înțeleg, știu că de luni se va apuca și de treabă, bănuiesc că a stat și în spatele meciului de aseară și a victoriei de aseară a CFR-ului, că am văzut parcă un CFR montat ca pe vremea Dan Petrescu. Eu sunt convins că a fost aseară, că au câștigat nu cu 1-0. Nu sunt informații, dar au câștigat că după scor. Da, deci la 5-1 n-au stat în spate, la 1-0 a stat în spate, la 4, iar a stat în spate când au bătut în Giulești, adică e... Păi și la Farul ce a făcut? A fost liber weekendul ăla? Cred că a fost plecat puțin. A fost plecat în weekendul ăla, da. Nu, e... Eu nu cred că stă în spate deocamdată, nu cred că e... Poate doar așa, câteva discuții, nu cred că s-a apucat de treabă serios. Iar ceea ce s-a întâmplat la CFR Cluj... Nu poate rezulta decât o neseriozitate la nivelul lotului. Adică mă uitam aseară Mercenarul a vrut să joace. Adică Taxidis aseară a vrut să joace. Adică a și fost pe teren și la interviuri. La orice. Aseară a vrut să joace. Sunt serii în care nu vrea să joace. N-are chef. E mai plictisit. Așa. Când vrea să joace, e fotbalist. Că l-am văzut și aseară. Adică era clar cel mai bun de pe teren. Numai că problema la el e că nu vrea să joace tot timpul. Adică probabil că mai are și alte îndeletniciri în România pe aici. S-a și plictisit de noi. A zis că el oricum pleacă la sfârșitul campionatului. Oricum pleacă pentru că n-ar mai fi dorit. El ar vrea să mai rămână, dar nu se mai poate. L-a făcut și lipsi de caracter pe mutu. Și în cazul lui mi se pare că ne face o favoare așa că joacă pe salariul ăla pe care l-are. Mai a existat un exemplu, scuză-mă, anul ăsta... la noi în Superliga. Djokovic a mai fost așa... Două exemple atunci. Djokovic a mai fost și Kurtic la... Da. Și la Craiova. Culmea că în cazul Kurtic, în cazul Taxidis, sunt jucători care au peste 100 de meciuri în Serie A. Adică e clar că ei au valoare. Doar că probabil că în momentul în care acceptă să vină în România e cam ultima soluție a lor
financiară, așa, și au trăiesc cu senzația că vin aici și... Adică ca și cum ar juca pe la noi, pe la Cupa Presei, știi? Adică campionatul României... Știi că la Cupa Presei e foarte intens în ultimul timp, așa că nu-i bun exemplu. Dar oricum, păstrând proporție, cam așa ne tratează. Ceva de genul ăsta, știi? Pentru altfel, în cazul lui Taxidis, e clar că are calitate de fotbalist pentru campionatul României. Doar că în momentul în care faci această selecție, acest scouting, devine mult mai important caracterul decât ceea ce postul să arăți pe teren. Că dacă arăți pe teren din 30 de meciuri în 10, nu cred că poți să-ți ajungi la echipă... Mai lua banii din 30 de zile, 10 zile, exact, nu? Da. Ceea ce nu se întâmplă la ei și ei vin pe salarii foarte mari pentru România. Normal ar trebui să fie determinat să facă diferența. Pe de aia sunt aduși, nu? Normal. Dar cum vezi, ca o probă de caracter, vezi și atacul lui la adresa lui Mutu? Caracter cu ghilimele. Păi nu mă surprinde, adică chiar l-așteptam, adică nu au să se nicio intervenție publică după ce l-a zgândărit puțin Adi, tot aici mi se pare că... Da, i-a spus că nu vreau să mai vorbesc de el și nici măcar nu vreau să-l mai întâlnesc vreodată. În viața asta, mea. Da, așa a spus Adi aici la Fanatic. Da, și cred că, revenind la CFR, cred că de aici vin problemele. Pentru faptul că li se tolerează unor jucători pentru cele 10 meciuri din 30 să facă ce cam ce vor ei pe acolo și să strică toată atmosfera, nu mai e acel mediu bun pentru a lucra, pentru a munci împreună. Se manifestă echipa din când în când, când mercenarul vrea să joace. În rest, pentru că ocupă un loc în echipă, nici nu există altul care să zici că s-ar fi dezvoltat pe poziția aia și ar fi ajutat echipa mai mult. Și atunci apare acest montanie rus al scorurilor. Probabil că acum, pe final de campionat, la experiența pe care o au jucătorii să-i ducă să lupte pentru acest loc 2, pentru că știu cum să o facă. Adică atunci când vor să joace, e clar că sunt peste echipele de pe locul 2 și 3, acești jucători. Au calitate foarte bun. Dar e prea puțin pentru CFR Cluj, o echipă care a câștigat 5 campionate la rând și care se află în al doilea an în care pierde titlul, asta e clar, și se află la primul an în care este pericol foarte mare să nu prindă Europa, Europa după 6 ani la rând în care a jucat în Europa. Păcat de coeficientul pe care și l-a creat, pentru că dacă va lipsi un an din Europa, coeficientul ăla va scădea. Da, eu mă gândesc că și mai departe m-am dus pe programul că vorbeam de Farul, s-ar putea ca în ultima etapă acel meci CFR Cluj Farul să decide locul 2. Și dar atunci arată... e de văzut cum va evolua Farul, pentru că Dănuț, cred că, adică sunt convins că are dreptate cu lipsa de presiune pentru jucătorii tineri la Farul acum când au intrat în play-off, dar mă gândesc în momentul în care va apărea presiunea pentru un obiectiv, pentru nou obiectiv, locul 2, dacă vor mai fi la fel de dezinvolți. Trecutul ne arată că da, adică în momentul în care au avut de jucat meci decisiv de titlu acasă cu FCSB în campionatul trecut în penultima etapă, au făcut-o bine. Da, au făcut, au început într-un 30, dar au făcut-o bine. Da. Într-adevăr. Eu nu cred că ajungem în ultima etapă la meciul. Nu? Pentru locul 2? Dar cum arată și atât de apropiate una de alta, 35-34? Păi da, CFR-ul joacă acum... Joacă acum cu Sepsi. Trebuie să-i bată, nu? Da. Apoi... Merge, Rapid joacă cu Craiova și FCSB merge la CFR-ul Farul. Merge la FCSB? Nu. Când? Joacă acum, nu are două meciuri acasă, cred că. Cu Sepsi și cu Rapid. Rapid, da. Și cu Rapid. Da. Cu Sepsi și cu Rapid, au două meciuri acasă, că au fost la Angel. Deci au cu Sepsi și cu Rapid și apoi vin la FCSB când va fi două partide ca să... Dacă CFR Cluj va câștiga, va face 6 puncte din următoarele două etape de acasă cu Sepsi și cu Rapid, e mare favorită la locul 2, având în vedere că Farul joacă la FCSB și apoi cu Sepsi și în și da, cu Sepsi. Complicat programul. Da, da. Nu mai sunt așa multe meciuri. Dar mă gândesc că e foarte importantă această etapă pentru a ști dacă vom rămâne cu 3 echipe care se bat la locul 2.
Sau vine și Rapidul dacă... Da. Nu, poate să vină și Rapidul dacă... Poate vine și Rapidul dacă câștigă pe Și la 32 de puncte... Nu dai seama. Se termină pentru a. Da, și Farul pierde cu FCSB, să nu trei puncte. Da, dar are șanse nici la locul 2. Și dacă locul 3. Nu mai au. Pentru mai la locul 3 dacă bate Craiova. Că Rapidul mai pune la socoteală și alea 3 puncte cu FCSB-ul care sunt by default, deci nu le-am pus, dar trebuie să le punem. Acum, ultima etapă. Rapidul în afară de FCSB nu mai bate pe nimeni, după cum a demonstrat. Păi nici pe FCSB n-am putut. Acum am făcut 2-2, da. Oricum nu pierde. Deci trebuie să-i punem puncte. Cred că dacă campioni 100% Gigi trimite juniorii cu Rapidul. Păi nu, asta vreau să spun. Eu sunt curios cu ce echipă va merge FCSB pe Giulești în ultima etapă. Da, și eu sunt curios. Pentru că, până la urmă, ești campioană. Nu, totuși, nu te duci să îți dea Rapid. De fapt, Rapidul ți-a dat 4-5 și cu prima echipă. Sunt curios și cum se va gestiona situația jucătorilor care vor merge la Euro de la FCSB. Că e important când și cum vor lua vacanța. Va cele 10 zile de vacanță sau 7 sau 10 zile de vacanță. Acum, Florinel Coma nu e în vacanță, dar e oarecum în vacanță. Cu leziunea musculară pe care o are, ce am... anunțat ieri la Fanatic Superliga, a confirmat și aseară Mihai Stoica, încă simte dureri și remeneul efectuat aseară a arătat o leziune musculară. Nu e în pericol pentru Euro, spunea Mihai Stoica, dar e puțin probabil să mai sigur nu va juca sâmbătă. Mâine. Nu va juca sâmbătă. Nu, dar discuția este unde e leziunea pentru a se ști dacă poate să meargă la Belgrad, la Mariana, să intervină sau nu, că nici... Mariana Kovacic nu intervine la orice leziune. Așa că Florinel Coman mai puțin pe acest final de sezon pentru PCSB, dar sunt ceilalți jucători care sunt pe lista lui Edi Iordănescu. Olaru, probabil Târnovanu, posibil Șut și de ce nu, înțeleg Chiricheș. Înțeleg Chiricheș care vrea să intre în ultimele două etape, spunea și Mihai Stoica, iar dacă va juca în ultimele două etape și va fi ok fizic, va avea și el șansa lui, până la urmă, de a prinde lotul de euro. Bine, la Chiricheș se pune problema de vacanță. Nu se pune problema. La Chiricheș se pune problema.